frig extrem în această dimineață în județul Vaslui. Cea mai scăzută temperatură din țară, minus 18,6 grade, s-a înregistrat în Negrești, anunța ANM. Temperaturii similare au fost raportate și la Târgu Secuiesc și în Torsura Buzăului. La Iași termometrele arătau dimineață minus 17 grade. În capitală, minima a fost de minus 9,4 grade. Toată țara este sub informare meteo de ger până mâine la ora 10. Și la noapte va fi foarte frig, în special în regiunile din nord, centru și est. Ministrul Finanțelor explică de ce apar erori în noul sistem e-factura. Marcel Boloș a spus într-o intervenție pentru Digi24 că de fapt utilizatorii ar fi de vină și că au fost identificate trei tipuri de greșeli. Modulul e-factura nu are probleme de funcționalitate, funcționează fără niciun fel de întrerupere. Într-adevăr, s-au remarcat trei tipuri de greșeli pe care în mod frecvent le fac utilizatorii modulului. Prima, nu așteaptă după ce au apăsat tasta trimite, nu așteaptă ca factura electronică să fie trimisă și tot tastează de nenumărate ori tasta trimite și din această cauză apare în sistem emis de mai multe ori factura electronică. A doua, pentru ca să corecteze codul fiscal, spune, în astfel de situații, trebuie să facă factură de stornare. Și din acest punct de vedere, această chestiune care ține de stornare și numărul mare de stornări sunt destul de neconfortabile, dar trebuie să înțeleagă toți utilizatorii că odată o factură electronică încărcată în sistem, ea rămâne acolo și se contabilizează la TVA-ul, care urmează fie să-l deducă sau să-l colecteze acești utilizatori. Și a treia chestiune, sistemele informatice terțe, respectiv cele care asigură, prin care se asigură transmiterea în modulul e-factură, sistemele informatice proprii, ca să fiu pe înțelesul tuturor, acelea de multe ori la interoperabilitatea cu modulul e-factură pot să dea erori. Marcel Boloș a spus că la Ministerul Finanțelor au fost discutate și mai multe soluții, astfel încât sistemul să fie îmbunătățit. Ce măsuri încercăm să luăm în sprijinul utilizatorilor, dar care nu este, repet, o greșeală a modulului e-factura, este ca în momentul în care vor apăsa tasta trimite de mai multe ori și este același exemplar de factură electronică, să îl respingem și să nu ajungem cu această încărcare, deci, repetată. Nu va mai fi acea situație, că spuneați de aceste facturi cu stornare, da, nu va mai fi acea situație cu aceeași factură pusă de două ori, practic, să ajungi. Astăzi am avut discuția cu colegii pe partea tehnică și am luat hotărârea ca să anulăm noi trimiterile repetate care se fac din greșeala utilizatorilor, încât să nu ajungem în situația aceasta în care avem facturi electronice încărcate în repetate rânduri. Deci tasta trimite se apasă o singură dată și se așteaptă trimiterea facturii. Sistemul e-factura a intrat în vigoare de la 1 ianuarie și este folosit în relația dintre companii. Până acum, peste 4 milioane de facturi au fost încărcate în sistem. Piața auto a revenit anul trecut la vânzările dinainte de pandemia de coronavirus. Grupul german Volkswagen anunță că a comercializat peste 9 milioane de vehicule și în România vânzările au fost pe plus. Volkswagen anunță în bilanțul provizoriu pe anul trecut că a vândut cu 12% mai multe mașini decât în 2022. Cifrele sunt similare cu cele dinainte izbucnirii pandemiei COVID.
Piața autoglobală dă semne de revenire pe măsură ce blocajele din lanțurile de aprovizionare s-au diminuat, scrie Reuters. Și în România cifrele au arătat bine anul trecut. Până în noiembrie au fost aproape 133.000 de înmatriculări de mașini noi, cu peste 13% față de aceeași perioadă din 2022. La noi Suzuki, BMW și Renault au fost mărcile cu cele mai mari creșteri. Dacia rămâne însă liderul din piață cu aproape 32% din vânzările de mașini noi. Val de proteste al transportatorilor și fermierilor pe mai multe drumuri importante și orașe din țară. Transportatorii reclamă prețul asigurărilor RCA și cozile kilometrice de la frontierele țării, care duc inclusiv la pierderii de sute de milioane de euro. Fermierii sunt nemulțumiți de prețurile tot mai mari ale utilităților, carburanților și de tarifele scăzute cu care sunt nevoiți să își vândă produsele agricole pe fondul importului masiv. În capitală, șoferii de tiruri protestează pe centură, unde circulația este extrem de îngreunată. La Cluj, camionagii merg pe DN1 de la Gilău spre municipiu, unul dintre cele mai aglomerate sectoare de drum din țară. Transportatorii au anunțat că nu vor să blocheze circulația sau să creeze haos pe șosele. Cursurile rămân suspendate astăzi în mai multe școli din Moldova din cauza viscolului. Este vorba despre 11 unități de învățământ din județele Iași, Brăila și Neamț. Unde infrastructura nu permite ore online, cursurile vor fi recuperate ulterior, a declarat ministrul educației Ligia Deca. Ieri, peste 600 de școli din regiune au fost închise din cauza vremii, majoritatea din județul Iași. 7.300 de lei pe lună, acestea au fost veniturile medii ale unei gospodării în trimestrul 3 al anului trecut. Sumele sunt mai mari cu aproape 10% comparativ cu aceeași perioadă din 2022, arată datele INS. Cheltuielile medii lunare au fost de peste 6.400 de lei pe o gospodărie, cu 463 de lei mai mari. Produsele alimentare au costat aproximativ 1.300 de lei. Urmează cheltuielile cu utilitățile, cu o valoare medie de 500 de lei, transportul cu aproximativ 400 de lei și cheltuielile cu îmbrăcămintea de aproape 300 de lei, pe alcool și țigări. Facultățile de farmacie ar putea avea propriile farmacii. Guvernul a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență. În farmaciile universitare vor putea avea loc activități de asistență pentru populație, învățământ, dar și activități de cercetare științifică. Proiectul prevede și că în aceste farmacii să fie încadrați cel puțin 2 profesori universitari. Acestea vor putea funcționa pe baza unei autorizații emise de Ministerul Sănătății. Ana Bogdan eliminată în această dimineață din optimile turneului de la Adelaide din Australia. Tenismena româncă a pierdut cu 2-0 în fața Laurei Ziegemund din Germania, locul 89 mondial. Bogdan a fost condusă cu 3-0 în primul set, a reușit să restabilească egalitatea, însă a cedat pe final. În setul secund, românca începuse în forță și a condus la un moment dat cu 4-1. Însă Ziegemund a revenit, iar Bogdan a mai reușit să câștige un singur game. Meteorologii anunță vreme rece în continuare, în special în regiunile din centru, nord și est. Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi între minus 6 și 4 grade. În București, vreme frumoasă, dar rece, maxima zilei va fi de 3 grade Celsius.